Peste 90% din locurile puse la dispoziție în centrele sociale pentru mame și copii sunt ocupate, cererea fiind în continuă creștere la Iași. Familiile de aici pot să beneficieze de serviciile sociale maximum 2 ani. 26 de apartamente puse la dispoziția mamelor și copiilor sunt ocupate aproape în totalitate, iar solicitările nu întârzie să apară. Cu copii avem, cred că, în jur de 35-40 de copii la momentul actual, care beneficiază de toate serviciile. Avem are fundația, pentru că aici este un parteneriat între primărie și fundația Hecuba, care are și grădiniță și creșă. Fondurile însă sunt dirijate din bugetul local al primăriei municipiului. Familiile care primesc un loc în aceste centre trebuie să aibă în vedere și perioada de cazare, care se termină în maximum 2 ani. Acestea ar trebui să se orienteze în această perioadă și să caute o altă soluție pe termen lung. Să locuiască până la 2 ani, însă după aceea are posibilitatea de a ocupa o locuință protejată. Fundația are 2 apartamente pentru continuarea unor astfel de servicii pentru familiile care nu au reușit în această perioadă să își strângă resurse suficiente pentru a porni pe propriile forțe. În grija Direcției de Asistență Socială ajung și oamenii străzii care sunt cazați într-unul din cele două centre sociale.